Vă place Eagles, domnule Măcelaru? Sigur, țin minte și când am auzit melodia imediat, mi-am adus aminte de copilărie, de tinerețe, în care ascultam foarte mult, mai ales când am ajuns în America. Și e o muzică chiar foarte frumoasă, pentru că și din punct de vedere intelectual, din punct de vedere muzical, e chiar foarte sofisticată. Nu știu, mă întreb, oare ce tip de muzică ascultă un dirijor? Dar avem tot timpul din lume. Mă rog, okay. sunt vreo 20 și un pic, 21-22 de minute. Uh, timp în care uh, vom încerca să pătrândem în uh, sufletul unui uh, dirijor uh, și nu este un dirijor uh, decât unul dintre cei mai buni dirijori ai lumii. O prezență așteptată și caldă la București, domnul Cristian Măcelaru, directorul artistic al festivalului George un eveniment de care ne bucurăm aici uh, în Capitale până pe 24 septembrie. Acum începem interviul, domnule Măcelaru, așa că vă salut și uh, vă mărturisesc că mă bucur foarte mult să vă revăd. Am fost uh, cu dumneavoastră în studio, am încercat aseară să fac un calcul. În urmă cu un an și jumătate era uh. aici și violonistul Alexandru Tomescu și am avut așa. o discuție suavă, uh. plină de blândețe. Așa v-am perceput atunci și cred că același lucru îl resimt toți cei care sunt acum... Uh, poate angrenați în acest festival, nu e deloc o treabă uh, simplă să organizezi un festival de asemenea uh, amploare. Ce mai faceți? Foarte bine. Mă bucur să fiu iarăși în România, chiar dacă am fost în România anul acesta chiar foarte des, dar am fost foarte mult în Timișoara, pentru că e orașul, orașul meu suflet, natal în care exact născut. e capitală culturală a Europei pentru acest an și am fost în Timișoara foarte des. Am fost împreună cu Orchestra Națională a Franței, cu Orchestra Mia din Germania (VdR), am fost cu Winter Marsalis, cu marele trompetist jazz și compozitor și m-am bucurat tare mult să pot să aduc, să contribui vieții culturale din România mai pe larg. Pentru că la București am tot fost, aici am venit, am concertat foarte des, și în restul țării nu am ajuns atât de mult. Și mi-am dorit tare mult să, să ajung în toată România. E foarte important pentru mine să învăț despre cultura fiecărui oraș, pentru că e diferit peste tot și de aceea m-am bucurat să pot să fac acest lucru, dar acum mă bucur să fiu iarăși în București. Mai aveți același obicei pe care l-am citit pe internet <laughs> cu, acela... merdenelele. cu merdenelele, de da. a căuta merdenele, cred că... <laughs> nu? Da, sigur. Tot e, viața e, am zis? Uh, Da, am fost, uh, am fost în prima zi, am fost uh, și am venit cu asistentul meu uh, uh, care uh, mă ajută la concerte uh, și am fost împreună cu el să-l introduc la merdenelele uh, din România și chiar aseară după concert mi-a dat telefon, mi-a trimis o poză că era la merdenele După concert eu s-a dus la merdenele și să mă întrebe, ți-aduc una în cameră? Zic că nu, că am fost, eram ocupat deja, nu mai era necesar, dar toată lumea știe de merdenelele mele preferate Și în Timișoara aveți un loc preferat de unde le cumpărați? Sau doar în București există pofta de merdenele? Nu știu, e poate nu? Nu, în Timișoara e puțin mai uh, profund, uh, pentru că în Timișoara face mama absolut totul și acolo nu trebuie să cumpăr nimic. Foarte frumoase aceste cuvinte, în Timișoara face mama. Cine v-a urmărit în timpul repetițiilor pentru festivalul Georgenescu spune că aveți o chimie naturală cu toți membrii orchestrei. Cât de mult personalitatea dirijorului influențează sunetul orchestrei? Foarte mult. Pentru că muzica trebuie concepută și gândită într-un spațiu uh, spiritual. Uh, muzica nu poate fi lipsită de umanitate. Și de aceea uh, interacția pe care noi o avem unii cu ceilalți, uh, artiștii pe scenă, ca oameni, în primul rând, nu ca și artiști, uh, definește și dă o menire diferită. Muzicii în sine pe care o facem. Pentru că muzica, fără elementul acesta de oameni, a, rămâne fără un sens. Și de aceea e chiar foarte interesant pentru mine să concep și să gândesc, să a, a, înțeleg acest lucru. Mă ajută ca apoi să dau o menire. Uh, muzicii și un sens muzicii pe care o dirigez pentru că aceea sinfonie de Beethoven e chiar foarte interesant istoric sinfonia a noua a lui Beethoven a fost folosită ca uh, propagandă în timpul celor de-al doilea război mondial de partidul nazist ei, acum, a, tot aceea sinfonie ultima parte, Oda bucurie este imnul Europei Unite deci ceea ce dăm noi muzicii de fapt dăm menirea muzicii sensul. De aceea acel element de om la om este atât de important. Iar ceea ce aduce un dirijor pe scenă, cel mai valoros lucru care îl poate duce un dirijor pe scenă, este felul în care deschide ușa pentru o colaborare. Pentru că un dirijor care impune un anumit lucru cu autoritate, dar fără sensibilitate umană, va primi exact același lucru la fel va primi o execuție muzicală. Pe când un dirijor care invită oamenii la o colaborare, la o discuție, la o frumusețe între prieteni, va primi același lucru înapoi. Eu mă sincer că m-ați convins de ceea ce am citit aseară și o să vă spun acum și celor ca și dumneavoastră, de fapt dumneavoastră o să vă reamintesc, celor care ne ascultă, o să le citesc acum o declarație făcută nu cu mult timp în urmă, în care ați spus așa, cel mai important lucru în relația cu o orchestră este respectul și ați spus câteva cuvinte de care avem nevoie să ținem cont... Nu doar dacă suntem artiști, dacă lucrăm cu uh, o orchestră, în primul rând suntem în contact cu oamenii. Și ce mi-a atras atenția, mod deosebit, a spus așa, respectul nu poate fi impus, se câștigă după ce l-ai oferit gratis. Deci trebuie dat gratuit și s-ar putea, ca într-o bună zi să se întoarcă. Foarte mult mi-au plăcut aceste cuvinte și mărturisesc că am luat așa ca pe o lecție de care avem nevoie în fiecare zi, indiferent în ce domeniu, suntem bogați, suntem săraci, suntem cu școală, suntem fără școală, avem pasiuni muzicale sau nu, respectul îl ofer gratis pentru că s-ar putea ca într-o bună zi să ți se întoarcă. Exact. Mă reîntorc acum la festivalul Georgenescu și a spus că una dintre cele mai frumoase surprize ale acestui festival, o idee la fel aproape de inimă, e faptul că se prezintă muzica clasică generației tinere hmm. și l ați transmis părinților dacă au posibilitatea să vină la concert cu copiii. Da. <laughs> de ce? pentru că am gândit în așa fel aceste concerte să fie interesante nu numai pentru copii, dar și pentru adulți. Și ce am învățat având și eu copii uitându-mă la filmele care sunt pentru copii de multe ori sunt lecții extraordinare pe care noi, adulții, le putem învăța. Și de aceea n-am vrut să fac un concert în care să fie muzica coborâtă la un nivel în care pentru adulți să nu fie interesantă. Pentru că de obicei asta se întâmplă în concertele educative. Dar am creat aceste concerte, de fapt poate nu se știe acest lucru, dar compozițiile contemporane care se prezintă în, acest, în aceste concerte sunt compoziții pe care copiii mei le-au comandat, iar eu le-am plătit. Pentru că sunt compoziții al unor compozitori pe care eu îi cunosc, suntem prieteni și atunci în fiecare an la festivalul meu din Cabrillo, din America, care este Festival de Muzică Contemporană, avem un concert educativ în care, așa cum este și Festivalul Numai Muzică Contemporană, am comandat compoziții contemporane pentru copii. Iar eu le-am făcut în numele copiilor mei și eu personal le-am plătit am plătit comenzile. Iar aceste compoziții vor fi prezentate toate aici la București. Pentru prima dată în România. Poate pentru prima dată în Europa chiar. Și vorbesc de Michael Gandolfi, vorbesc de Karim Alzand, care sunt compoziții care vor fi prezentate. Iar aceste povești în muzică sunt atât de frumoase, nu numai din punct de vedere muzical, dar și din punct de vedere a ceea ce învață copiii pentru o societate din secolul 21. Este vorba de uh, uh, această Parizad uh, care este din uh, poveștile 1001 uh, de nopți. Uh, și Karim Azan, compozitorul a găsit această poveste și a pus-o în muzică, iar Parizad este o fată căruia îi se spune că nu poate să își salveze tatăl care este pe moarte din cauza că este fată. Și nu poate să meargă să aducă o ramură din copacul care cântă. Și ea spune, cum adică nu pot să fac eu acest lucru pentru tatăl meu? Pentru că sunt fată. Și atunci se deghizează, se îmbracă în băiat și merge. Și din cauză că este fată, pentru că îi se spune că niciun om nu poate trece pe aici. Și ea spune, eu nu sunt om, eu sunt fată. Și atunci poate să treacă și își salvează tatăl. Deci e o poveste atât de importantă. Pentru copii să înțeleagă și muzica îi ajută să înțeleagă și această poveste. Deci nu este numai muzica. Iar pentru noi, pentru adulții din, din sală, pentru părinți, pentru bunici care își aduc copiii sau nepoții, și ei pot să înțeleagă acest mesaj, care e foarte important într-o societate a secolului 21, în care cu toții trebuie să fim egali, să fim apreciați pentru ceea ce suntem, nu pentru ceea ce ne-am născut. Um, E foarte important să înțelegem aceste lucruri și muzica atunci uh, înlesnește și mesajul, dar îi învață și despre instrumente, pentru că fiecare concert în sine se axează pe un alt grup de instrumente. Uh, de aceea cele patru concerte, de fapt, este o serie, le-am gândit ca o serie, ca un serial de televiziune, să fie patru uh, episoade uh, care împreună fac, de fapt, tot filmul întreg, uh, o tetralogie, dar... Um, și dacă mergi la un singur concert, vei înțelege uh, necesarul ca să te atragă către muzică. O să vă citesc un mesaj. Iertați-mă, o să vă urmăresc cu privirea uh, pentru că e captivant ceea ce spuneți, dar între timp mai trag ochiul și în stânga mea unde este ecranul în care noi transmitem pe Facebook uh, și uh, citesc mesajul Florentinei care spune așa: uh, Putem cunoaște un om deosebit, mai impresionat gestul de aseară. Mulțumesc. Deci este, nu știu dacă știți de, sau la ceva. Mă gândesc, mă gândesc că se gândește la uh, ceea ce am spus înaintea rapsodiei a doua da. uh, a lui Enescu, în care am spus, uh, în același fel, în care Enescu și-a folosit talentul și muzica lui pentru a aduce o mângâiere celor care aveau nevoie de acest lucru în timpul Marului Război, uh, în același fel. Și noi vrem să aducem o mângâiere celor care suferă în urma dezastrului care s-a întâmplat acum două zile, pentru că cei care suferă sunt cei care s-au -au dus acolo ca să ajute. Iar cei mai mulți din cei care s-au dus să dea o mână de ajutor sunt cei care acum suferă. Eu vă mulțumesc că, în primul rând, că v-ați exprimat părerea despre ceea ce s-a întâmplat, mai cu seamă că dumneavoastră sunteți o voce de nenumărate orații. Nu v-ați ferit și ați spus ceea ce ne-a ceea ce nu merge în România. Aș vrea mai degrabă să vă întreb dacă arta, muzica ar putea să ne vindece. Pentru că în momentul ăsta societatea românească, fiecare ne place sau nu, suferă. Suntem o societate bolnavă, foarte, foarte bolnavă. Cum vrea să ne vindecăm? Cum să ne însănătoșim? Oare muzica și arta ar putea să ne aducă pe drumul corect? Um, e un răspuns care nu are, adică e o întrebare care nu are un răspuns 100% direct. Pentru că muzica în sine nu este cea care ne transformă viețile. Dar muzica are menirea, ca întotdeauna uh, în lume, are menirea de a ne aduna împreună. Iar sensul pe care noi îl dăm vieții este deciziile pe care, este decizia pe care o facem cu această putere enormă care este unirea oamenilor împreună. De aceea, un concert de muzică uh, care nu are un scop uh, pozitiv va avea un, un uh, impact negativ enorm în societate ceea ce se întâmplă cu muzica care promovează anumite idei sau anumite uh, uh, anumite concepte care sunt uh, uh, fără o valoare pozitivă în societatea secolului 21 uh, au o putere enormă pentru că muzica în sine ne adună împreună ne unește. Și puterea aceasta a cuvântului împreună este inegalabilă. Mă exact. gândesc că și rugăciunea este puternică atunci când e făcută exact. împreună. Muzica se simte altfel atunci când e ascultată împreună. Exact. Și cred că dumneavoastră ați testat încă de mic puterea acestui cuvânt împreună. Cine nu vă cunoaște foarte bine, știe că um, sunteți mezinul unei familii cu 10 copii. Tatăl dumneavoastră a creat la un moment dat o orchestră de biserică și a spus așa că mama și tata cântau în fiecare zi, în fiecare seară era concert la noi în familie, ce alte amintiri le mai păstrați în minte din acea perioadă? Era o uh, perioadă în care crescând, acum, ca și copil, nu ai un context diferit, e numai contextul care ți se dă din familie. Corect. Uh, și de aceea n-au n n -au fost termeni de comparație, pentru că nu știam decât un singur lucru. Dar ce mi-aduc aminte? Îmi aduc aminte că muzica îmi, îmi pătrunzea atât de mult sentimentele uh, și emoțiile, pentru că muzica ne ajută, de fapt, să ne sensibilizează ca să să avem uh, emoții și sentimente mai profunde. Iar acest lucru l-am experimentat, țin minte, și îmi spunea mama uh, când eram copil, că îmi cânta când aveam 2-3 ani și eu plângeam ascultând muzica ei cântând. Uh, pentru că era o sensibilitate care se creează în muzică și prin muzică. Asta, muzica ne ajută să devenim mai sensibili unii față de ceilalți. Uh, iar uh, faptul că atât de mult am fost implicat în muzică, în creerea muzicii, nu numai în ascultare, în creierea muzicii, mă obligă și acum să știți, foarte rar mi se întâmplă să dirijez un concert care nu mă duce la lacrimi. Pentru că muzica în sine, pentru mine, nu are un efect uh, sonor, are un efect interior în inimă, în care. Uh, uh, și aseară dirijam uh, Cavalerul Rozelor și am ajuns la un punct uh, în suită în care mi-am adus aminte de uh, un domn de la care am învățat Cavalerul Rozelor când am ajuns în Houston, se numea Rafael Fliegel care fusese concert maestru a orchestrei din Houston și cu care am învățat Cavalerul Rozelor să cânt eu la vioară. Um, ei, și când am ajuns în uh, duetul dintre vioara solo și oboiul, um, mi-am adus aminte de el și un om atât de uh, modest, atât de profund, atât de frumos, nu l-am auzit niciodată în viață să fi spus un lucru urât despre altcineva. A e o mare calitate. Extraordinar. Eu când l-am întâlnit avea 87 de ani. Și, de fapt, el a fost cel care m-a introdus uh, soției mele actuale. Uh, pentru că atunci nu ne cunoșteam și el a spus, trebuie să întâlnești această fată. Știți că, până la urmă, niciun om care apare în viața noastră nu e întâmplător. Nu e întâmplător. Ei, dar toată, tot pasajul acela mi-a adus aminte de el. Și mi-a dat posibilitatea, prin muzică, într-un fel să-i mulțumesc pentru ceea ce mi-a oferit el mie, dar, în același timp, să am o simplă întâlnire cu el într-un spațiu spiritual. Iar pentru mine, într-un fel, concertul e un moment foarte egoist, pot să spun așa, pentru că am nevoie de el ca să ajung să mă întâlnesc iarăși cu... Rafael, să mă întâlnesc cu tatăl meu, să mă întâlnesc cu Sergiu Luca, care mi-a fost profesor, cu toți mentorii care i-am avut, care poate nu mai sunt în viață și mă întâlnesc cu acești oameni în acel spațiu spiritual și este cel mai frumos loc. Vorbiți cu atâta seninătate în ochi despre mama, despre tata, încât cu adevărat ne convingeți pe toți că poate liantul care v-a format și care v-a împins în viață ea a fost familia. Vă amintesc, doamnelor și domnilor, Cristian Măcelaru este invitat astăzi în studioul Radio România Actualității, unul dintre cei mai buni dirijori ai lumii. Aveți 17 ani când ați plecat din Timișoara, nu? Ați da. ajuns unul dintre uh, românii cu care ne mândrim. Uh, Vreau să vă întreb, în momentul în care ați decis să plecați, eu cunosc povestea, dar aș vrea să o să readuceți să în, în discuție pentru cei care um, nu o cunosc și mai cu seamă să spuneți tinerilor care ne ascultă, sper că sunt tot mai mulți, cam la ce ar trebui să fie atenți atunci când își creează o poveste, povestea vieții, ne dorim cu toții o poveste de succes. Dacă se întâmplă așa sau nu, depinde în primul rând de noi și poate și de altă conjunctură. Din experiența mea ce pot să vă spun este că ceea ce faci cu pasiune în viață este ceea ce e necesar în societate. Pentru că în societate este necesar de absolut totul. Nu există, ok, nu mai avem nevoie de profesori sau nu mai avem nevoie de actori sau nu mai avem nevoie de muzică. Nu există acest lucru. Întotdeauna va fi nevoie. Iar societatea are nevoie de oameni care o fac cu o dăruire și o pasiune atât de profundă încât de-abia atunci își dau seama că au nevoie de acel lucru. De aceea, dacă vor să-și găsească menirea în societate, trebuie să o facă cu pasiune, trebuie să o facă cu dăruire și trebuie să găsească ce este acel lucru. De fapt, toată copilăria, toată adolescența unui om se axează pe această idee de a descoperi cine ești tu înăuntru. Ca apoi, în momentul în care ai descoperit cine ești înăuntru, de-abia atunci poți să dăruiești cuiva ceea ce ai, Până când nu știi ce este înăuntru, nu poți să dăruiești nimănui nimic. Pentru că trebuie să ai ceva ca să poți să dăruiești. Iar ce pot să le spun tinerilor este să uite sau să lase deoparte presiunile actuale. Ale uh, presiunile unei societăți care se axează pe câți oameni se uită la uh, videoul meu de pe TikTok, uh, câți oameni îmi dau like pe Facebook, câți oameni influencers, să se uite departe de acest lucru și să găsească ceea ce le aduce lor fericire și pasiune pentru ceea ce vor să facă, și așa vor deveni într-adevăr uh, relevanți în societate. Dumneavoastră aveți doi copii ambii născuți în Statele Unite, sunt așa, atașați de muzică? foarte atașați de muzică, chiar uh, am rămas atât de impresionat aseară pentru că bisul pe care l-am dat după Cavalerul Rozelor, uh, o compoziție de Rogalski uh, un compozitor care îl apreciez foarte mult și fetița mea uh, îmi spunea pentru că acum o lună de zile am uh, compus și eu o compoziție pentru vioară și uh, 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 ansamblu de percuție Maria, da. și Maria îmi spunea, da. zice, tata, zice, dar Compoziția aia care am auzit-o aseară la bis semăna foarte mult cu ce ai scris tu acolo în de zile. Și am spus da, pentru că amândouă sunt bazate pe folclor românesc um, și pe muzică, pe folclor autentic din România. Zice, da, deci, ții minte că amândouă parcă sunau puțin similar. Um, și asta m-a impresionat pentru că e, e darul cel mai frumos uh, pe care pot să primesc: să văd că sunt sensibili față de muzica pe care o ascultă. Mai avem um, patru minute și mai am câteva <laughs> întrebări <laughs> foarte interesante, nu știu la care trebuie să renunț. Uite, de exemplu, o întrebare: cum ați reușit să plecați din România în acele vremuri tulburi, aveați doar 17 ani atunci? Da, uh, am plecat uh, cu o bursă uh, la uh, un liceu în Statele Unite, o academie de artă și um, ei mi-au oferit o bursă completă ca să merg să termin studiile acolo da. uh, și așa am plecat iar părinții au fost cei care uh, și-au luat inima în dinți într-un fel și au spus ok, du-te, chiar chit că eu nu fusesem plecat, nu fusesem într-un avion încă niciodată la vârsta de 17 ani și am plecat, era o cursă directă Timișoara-Chicago uh, și m-am urcat în avion prima dată și am am ieșit din avion în Chicago. Deci a fost chiar uh, un lucru de care nu pot să-mi imaginez că pot să-mi las copiii mei să fac acest lucru acum. Dar uh, părinții au avut încredere, uh, încredere nu atât de mult în mine, cât o încredere în faptul că drumul mi se va deschide acolo unde trebuie. Apropo de drumuri deschise unul dintre, sau una dintre cele mai valoroase orchestre din lume este orchestra din Filadelfia și ați povestit cum ați ajuns dirijorul acestei orchestre, este povestea incredibilă a celor 23 de minute da. <laughs> mai avem două minute, dar v-aș ruga să povestiți și, și această întâmplare fericită din viața dumneavoastră muncită chiar da. Dacă v-ar fi să mă întrebați pe mine cum a fost acolo. Exact. Deci uh, am fost invitat, uh, care e un lucru foarte. Uh, deja e un lucru foarte important să fii invitat să dai un concurs la orchestră, uh, ca ei să își aleagă dirijorul uh, și când am fost invitat, eram 8 candidați în care fiecare avea 23 de minute să dirigeze orchestra și ni s-a dat o listă de uh, compoziții pe care să le dirijăm, iar uh, compoziția, uh, una dintre compoziții era ultima parte a sinfoniei întâi uh, a lui Johannes Brahms. Uh, o sinfonie pe care eu o cunoșteam deja din înregistrări cu orchestra din Filadelfia. Știam cum cântă uh, și mi-am spus, când am ajuns pe scenă, mi-am spus, oare ce pot să ofer eu unei orchestre care... a a văzut absolut totul, decât să mă bucur de faptul că sunt și eu aici. Iar atitudinea aceasta a fost cea care, de fapt, cred că a câștigat inima orchestranților, pentru că nu m-am oprit, am dirijat, am colaborat cu ei numai din priviri, numai din gesturi, iar ei au apreciat acest lucru, pentru că au spus ne uităm pentru un dirijor care în primul rând, respectă cine suntem noi și înțelege ceea ce putem noi să facem și are încredere în noi, iar apoi să colaborăm spre mai bine. Au fost 23 de minute de aur <laughs> pentru dumneavoastră și pentru ei și de ce nu chiar și pentru noi, cei care vă urmărim de fiecare dată când auzim informații, știri despre dumneavoastră. Din păcate, cam 23 de minute am avut și eu la dispoziție <laughs> să discut cu dumneavoastră. Mă apropii de finalul discuției, dar aș vrea să citesc la întâmplare, o să iau câteva mesaje, tot respectul uh, pentru acest om pe care îl aveți în studio, Viorel Istrate, felicitări, uh, respect pentru dirijor Cristian Măcelaru. Mulțumim domnului Măcelaru și pentru tot ceea ce face pentru țara noastră. Succes la festivalul George -Nescu. Mulțumesc și eu. Domnule Măcelaru, vă îmbrățișez, vă trimit gânduri bune și să știți că întotdeauna aici, între prietenii de la radio, ușa CEA studioul este deschisă. Mulțumesc. Vă așteptăm și cu alte ocazii, cu drag. Mulțumesc!